Sunt 700 de locuri în grădinițe pentru grupa mică, respectiv copiii de 3 ani. Iar din evidența statistică, luată de la Direcția Județeană de Statistic, avem în municipiu 1230 de copii de 3 ani. Ceea ce înseamnă că locurile nu vor fi suficiente nici anul acesta. Dosarele de înscriere se depun la grădinițe până pe data de 10 iunie, urmând ca până pe 17 iunie părinții să primească un răspuns din partea grădiniței dacă a fost acceptat dosarul sau nu. Situația este asemănătoare și la nivelul județului. De exemplu, în Doropoi sunt 230 de locuri în grădinițe și avem în jur de 350 de copii de 3 ani. Deci nici în municipiul Doropoi nu există locuri suficiente în grădinițe. Ce soluție ar fi? Cine ar trebui să... Practic, vă rog, Deci, copiii în afara soluția la care grădinii. se apelează în fiecare an și care nu este cea mai potrivită, dar este singura posibilă, este mărirea numărului de copii în grup. Dar asta diminuează din condițiile în care își vor desfășura activitatea copiilor.